bine ați venit la conferința de presă la care vor participa domnul președinte Bogdan Chirițoiu, domnul vicepreședinte Dan Pascu și domnul consilier Laszlo Mierco, împreună cu vicepreședintele Consiliului Județean Neamț. V-am invitat astăzi pentru că dânșii ar dori să vă prezinte motivul vizitei în județul nostru și, desigur, să vă răspundă la întrebările pe care noastră le veți adresa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, vă spun și eu. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. N-am întrebat de spus, ne-a prezentat domnul prefect, îi mulțumim pentru vestuire și în sfârșit domnul vicepreședinte al Consiliului Județean. Suntem prezenți trei din cei patru membri ai conducerii Consiliului. Dacă mă întrebăm, noi teoretic suntem șapte, dar unele mandate au expirat, nu au fost completate până în lume pe față, așa că suntem, aveți în față trei din cei patru membri ai actualului conducerea Consiliului. Și organizăm, nu reușim să facem foarte multe evenimente de genul ăsta pe an, dar încercăm să ajungem, nu știu, 5-6 evenimente pe an, care mergem în formula aceasta, însoțiți de directorul, nu-i vedeți, nu-i vedeți acum, dar suntem cuță noi și câțiva din directorii Consiliului. Mergem într-un județ și invităm reprezentanți din mediul de afaceri. Ne-am văzut la seară cu reprezentanți din Agenției Economici din județ și din câteva județe din jur. Și doi, ne întâlnim cu autorități locale. De ce facem asta? Încercăm să venim întâmpinarea nevoilor de informare pe care le au aceste două grupuri țintă pentru noi. Pentru că există firme care sunt suficient de mari cât să riște să încalce legea concurenței și să ajungă în atenția noastră. Pentru noi sunt încăriți să spăzi. Dar în același timp nu sunt atât de mari cât să aibă expertiza proprie pe legislația de concurență. Da? Să aibă un jurist al lor care știe legislația de concurență sau să aibă un contract cu o firmă de avocatură care are cunoștințele astea. Da? Deci o firmă mare de nivel național are genul ăsta de resurse și trebuie să descurce singură. Da? Firmele medii, da, repet, riscă să ajungă din neștiință, din ignor, da? Din lipsă de cunoștință și ajungă în situația de a fi de actor ca legea și de a fi sancționat. Și de asta facem genul ăsta de întâlniri cu ei, undeva să, repet, să suplinim această lipsă de informare. Desigur, e un început de comunicare, dânsii află despre problematicile pe care le avem, cazurile pe care le avem mai recent, lucrurile la care trebuie să fie atenți. De asemenea, avem în fiecare județ unul sau doi reprezentanți, deci avem și un birou local cu care pot să țină legătura și care poate să-i consilieze. Doi, autoritățile locale, aici sunt probleme legate mai mult de tot de stat. Da? Deci, de multe ori locale doresc să vină în sprijinul unor actori economici, locali, și asta se poate face, dar cu anumite restricții, adică nu poți să dai oricât de mulți bani vrei, cui vrei, dar dacă vrei să ajuți cu autorul local, vrei să ajuți și ai fonduri disponibile să ajuți actorii economici locali, se poate face. Deci ăsta e subiectul pe care îl abordăm cu autoritățile locale. Mai apar din nou subiecte legate de firmele proprii, de subvenție pe care ar folosi un anumitor operatori economici, genul de transport, da, transport local, termine, unde e cazul. Deci, astea sunt genuri problematici pe care le discutăm cu atât locale și după această conferință de presă, vom avea discuția cu autorități locale din județ. Da, și cu anul nostru vizităm și câteva agenți economici în această toamnă. Deci, este programul normal, da, nu facem în asta, nici mai mult, nici mai puțin decât facem în alte județe. Nu știu, okay, mai e ceva de adăugat? Funcția mea e principiul bilanțului, reprezentantul nostru aici și el ne-a organizat acest program. Dacă nu are voie de adăugat, dar sunt întrebări de partea noastră. Amintează, domnule președinte, despre posibilitatea ca autoritățile locale să poată sprijini dacă au fost.
activități. La ce vă referiți concret? Adică, în ce... Cele mai frecvente subiecte pe care le întâlnim noi sunt ajutoare suficient de mici, lumini de minimis. Deci, niște sume care sunt atât de mici cât spune că distorsionează piața. Deci, că pot fi acordate un agent economic și ce vedem noi solicitări din partea locală sunt un scutir de taxă locală. Da, scutir de duce de impozit local, de exemplu, pentru unele firme dintr-o localitate. Asta pot constitui un caz de... Ele sunt ajutoare de stat, deci niște bani pe care îi dă o structură a statului. În cazul exemplificat de dumneavoastră, vând de autorități locale, dacă duce altă din stat. Deci statul dând bani unei companii, dar distorsionează, sau se poate pune problema că distorsionează concurența, dacă dai bani unei companii și nu dai alte. Deci dacă două firme sunt concurente, una primește niște bani, alta nu primește, evident că eu, sau cel puțin spui problema afectării concurenței. Și atunci, diferent de criteriile de acordare, da. Genera de cuice de mic, spunem acest de minimis, care în principiu înseamnă că e suma atât de mică când totuși n-ar afecta concurența. Desigur, cui o dai... Da, nu e complicat, dar necesită o minimă procedură legală, că nu poți să pur și simplu consiliul local decide că dă bani. Trebuie să o facă respectând anumite criterii din lege. Eu mai am și alte trecuri, dar suntem convenții. Iar alteori sunt subvențiile pentru servicii publice, pentru servicii de interes economic general. Transportul e subvenționat în mai toate localitățile din țară. Uneori, unde există termie centralizată, în general, primește o subvenție din partea primăriei. Unele comunități își creează propriile firme de salubritate. Și la dumneavoastră, da, și atunci aveși e o discuție cum se acordă banii pentru operatorul de salubritate. Ați spus că v-ați întâlnit cu reprezentanții din județul Neamț și alte județe. Care alte județe și dacă există firme din județul Neamț care au încălcat legea și ce sancțiuni s-au dat în acest curatul din acum? Ai de altă Ciprian și am avut ieri la întâlnire, am avut și de pe Brad din Macău, de la Redeman, de la Suclerocotul Suceava. Nu știu de la Suceava. Și de la Chita. Și de la Chita. Sancțiuni la începutul anului. Nu așa funcționăm noi. Nu așa funcționăm noi, din păcate. Deci la noi vorbim de 20 de... În cel cam 20 de decizii pe care le luăm pe an. Care nu pot să implice poți să-i bute cași, pot să fie 3-4 firme sau pot să fie 60 de firme. Atunci reformulez. Da, dar nu avem foarte multe. Ce firme sunt în atenția dumneavoastră din județul Neamț și din Moldova? Așa, iarăși de că începem să vedem la multe detalii. Eu spicuiesc de aici. În firme care au fost sancționate în trecut de noi, care sunt Neamț, sunt membrii în Asociația Forestieră, deci în ASFOR. Deci acolo am avut sancțiuni date pe zona de întreținere și reparare autovehiculor de serviciu au fost afectate. Deci sunt, nu știu, am avut investigații care au vizat numai firme din Neamț. În general e vorba de o investigație națională în care sunt și firme din Neamț, da? Cum au fost serviciul de auto, au fost 60 de companii din toată țara, da? Unde sunt din Neamț. Centrele că investigăm acum, furnizori de carte, da? Care să sunt și firme, dar dumneavoastră prinși în această investigație. Furnizori de? Carte. Cei care vând. Arhivă, da, arhivare electronică digitală. Iar sunt și operatori care sunt în Neamț. Dar cel mai bine, principiul vă dăm o listă completă, da? Deci puteți să luați. Să vă trimitem mai degrabă să caut chestii. Așa... Foarte multe, da. Foarte multe ne sunt învățate. Ce n-am să ne învățăm, cum se vor să apusească pe care. Da, deci, dacă vreți vestea dumneavoastră, nu avem investigații care să vizeze numai județul Neamț. Pe de altă parte, dar în investigații naționale, uneori apar și
agenți economici de la terasa voastră. Ați spus că... Și mai ceva țin despre amantire, dacă noi dăm o amendă, să spunem, unui operator național. Investigăm, să spunem, noi pe față Altex și Altex și EMAG pentru relația lor cu Samsung. Evident, au și ei, am văzut pe stradă, da, pe grup aici. Există magazin Altex în județ, da? Deci chiar dacă un operator, o firmă din care e registrată în Neamț, da, afectează actori naționali care vor fi, vor avea să în București sau unde laudă, care au activitate economică aici în județ. Care e amenda minimă? Amenda minimă e... Nici măcar de asta nu pot să vă răspund. Da? Dar poate deja... Amenda minimă este 0,5% din cifra de afaceri pe anul anterior. Amenda maximă e 10% din cifra de afaceri pe anul anterior. Dar, dacă firma recunoaște vinovăția, avem și noi acolo de cunoașterea vinovăției, mai cam pe știrile de dimineață. Deci, dacă avem o recunoaștere vinovăției, atunci amenda poate să coboare până la 0,2. Da? Deci putem coboare sub minim numai cu recunoașterea vinovăției. Dar colegii nu mai întrebați? Întrebați dumneavoastră. Coperăm. Nu mai e ca să faci un fel de... A spus că nu ați investigat firme din Neamț. Recent a fost, dacă nu mă înșel, o amendă de 300.000 de lei la Romanel pentru trucarea unei licitații de la dumneavoastră și a mai fost în trecut un 500.000, dacă nu mă înșel, la Moldocor pentru aranjarea altei licitații. Sume foarte mici în comparație cu cifra de afaceri ale acestor firme și astea sunt doar două exemple. Cu ce încurcați dacă le dați o amendă așa de mică? Da, nu te exprimeți pe întrebarea asta, că nu mai zic prea mici noi, dar mai mari în general. Cum am spus, și amenzile sunt legate de cifra lor de afaceri. Da, deci, da, noi calculăm, avem formule destul de complicate să calculăm sancțiunea, da, și venim cu un procent între limitată de 0,5 și 10. Acum, mă, dacă dai 1%, dacă dai la alte exalate de mare sumă, dar dai la o firmă mai mică, o să fie altă sumă. Dar procentele, astea sunt și nu sunt mici. Nu știu, am situația specifică, nu-mi amintesc. Ce se întâmplă mai departe de amenda dumneavoastră? Le-ați dat o amendă și nu se mai poate aplica o altă sancțiune penală sau nu se declină către DNA sau în momentul în care constatați că o licitație a fost trucată? Două planuri diferite și încercăm să nu le amestecăm. De ce? Ne frică să nu intrăm în probleme procedurale, da? Să nu se spună că ai dat o amendă, dar dacă ai dat o amendă, nu mai puteți da o sancțiune, nu mai puteți da și voi. Știți că pentru o faptă este un juriste, eu nu jurist, dar am specializat la lucru de muncă cu interacționând cu juriști de timp. Pentru o faptă, în principiu, dai două pedepse. Atunci suntem foarte atenți să nu ne suprapunem cu parchetul. Cum vedem noi lucrurile, noi investigăm și sancționăm persoane juridice, doar companii, și le aplicăm o sancțiune contravențională pe dreptul, da, pe drept administrativ. Parchetul investigează în general persoane fizice, poate și companii, dar în general îi merg pe persoane fizice și au sancțiuni penale. Și atunci suntem foarte atenți să spunem, nu investigăm același lucru. Evident că niște oameni comit. Da, când ceva trucează, licitați un om, poate fi mai o ficțiune juridică, există oameni. Dar noi investigăm numai companii, ajutăm persoane juridice, în moment, da, dacă parchetul consideră că trebuie să trimită în judecată o persoană fizică, este chiar legea lor. Au și alte standarde mari. Și normal să fie asta, ca să trimiți un om la pușcărie, standardul de probă, dovezi de pe care trebuie să fie mai puternice decât standul de probă al nostru, care e în administrativ, nu e în penal și vizează mai persoane juridice. Și apoi, normal, fie legea să ne permită cu mai mare ușurință să dăm sancțiunile. Deci, am avut și situații, avem de rare situațiile în care ne sunt. Investigăm aceleași fapte cu parchetul, fapte în vântul de acțiune, dar de cadrul legal. Sunt rare, avem un caz în care, în
înțeleg că parchetul a închis investigația, dar noi am dat sancțiune în stăpânul banii. Deci a închis investigația față de persoane fizice. La noi acțiunea împotriva persoanei juridice a fost susținută în instanță și nouă n-am dat cum că ne-a dat dreptate. Deci nu ne-a dat persoane fizice, nouă ne-a dat pe persoane juridice. Da, vedeți, alte instanțe, alți, dar la noi de terminativ, la e penal și așa mai departe. Dar este mai ușor cumva pentru noi să condamnăm, pentru că avem alt standard de probă decât au ei. Și dacă se contestă aceste sancțiuni? Sancțiune se contestă tot ce sancțiune aplicate noi, se contestă că astea mari pe încălcările de fond ale legii, se contestă la Curtea de Apel București și apoi la alta. Și ce reîntrește? În general, noi nu pierdem. Să nu suntem una. Câștigăm 90% din cazuri. Adică șansele să câștige cineva în procese pe fond sunt mici. Există, evident, dar în ultimii 5 ani am pierdut 2 cazuri. Uneori avem probleme de procedură, deci astea. Da, dar se stema, bine stema de tot, evident. Da, dar riscurile mai degrabă sunt să pierde pe procedură foarte rapid pe fond. Aș mai avea o întrebare. Sunt foarte multe autorități locale, în general primării mici, care cad victimele unor vânători de licitații. Licitează un serviciu, dar el este din capătul celălalt al țării. Cei de la primărie le este frică să pună niște condiții restrictive, să aibă un furnizor de servicii aproape, într-o rază de X kilometri. Cum rezolvă ei această problemă? Că foarte mulți au problema aceasta. Cum ar putea ei să introducă în caietele de sarcini o condiție restrictivă pe un teritoriu? Să nu vină să-i facă service la imprimante cineva de la Constanța și noi să fim la Neamț, doar pentru că a avut cel mai mic preț. Toate problemele noi le putem rezolva. Asta îmi pare genul problemă pe care nu intră pe zona noastră de articul 10. ANAP-ul e mai în măsură să-i consilieze. Încalcă legea concurenței dacă pune o chestie restrictivă, spune că... Nu, în primul... Deci concurența e un fenomen foarte amplu. Da. Nu tot, noi nu consiliu concurenței, dar nu tot ce afectează concurența la noi, de exemplu, dacă o firmă face evaziune fiscală, o firmă nu plătește impozite și altă firmă plătește impozite, trebuie o concurență corectă între ei. Dar nu noi ne implicăm în subiectul ăsta, se implică ANAF. Da. El cred, ANAF are grijă să nu fie sau să le reducă evaziunea fiscală. La fel și aici, desigur, condițiile astea pot să fie discriminatorii, să oficie de concurență, autorități de contractantă, pune niște introducerea de sarcini, dar reguli discriminatorii. Dar de asta se ocupa de tot și ANAP, deci Agenția Națională pentru Achiziții sau Autorizații pentru Achiziții Publice, este CNSC-ul, ca în Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, care verifică aceste caiete de sarcini. Deci, da, afectează concurența. Teoretic și noi ne-am putea implica, dar e un domeniu atât de specializat, în care statul a creat niște instituții speciale, da, de la ANAP-ul și CNSC. Asta este zona pe care ei se uită. Noi suntem atenți la înțelegerile între participanții la licitații. Da? Deci înțelegem între firme concurente, dar asta e zona pe care suntem noi specializați, unde noi avem atribuții pe care alții nu le au, unde ANAP-ul sau CNSC nu pot să intervină. ANAP-ul, CNSC-ul se uită la autoarea contractantă, noi ne uităm la participanții la licitații. Și atunci, repede, dacă vrea dumneavoastră, vom înțeleg problema de la competența ANAP-ului. Vă mulțumesc frumos! Vreau un pic mai general. Vorbim de concurență. S-a vorbit foarte mult despre concurența de loială a statului. În anumite domenii. În momentul acesta, legea concurenței, sau legea pe care funcționează, dar vă permite să interveniți acolo unde avem cazuri de concurență de loială a statului? Dacă puteți da câteva exemple. Dacă îți mă ajuta și dumneavoastră cu exemple, ce înseamnă concurență neloială a statului? Era sigur că o să mă întrebați. Dar, deci, ce avem noi? Două răspunsuri încerc aici, vedem dacă se potrivesc cu ce-am vrea dumneavoastră, exemplele la care pornează. Unu,
dacă vorbim de o firmă de stat, deci cu acționar stat, versus o firmă cu acționar privat, noi chiar nu facem distinție. Noi nu ne îngrijim, noi tratăm persoana juridică, agentul economic. Indiferent forma lui de proprietate, o tratăm la fel, nu este o lege pentru companiile de din plan concurență, nu este o lege pentru companii de stat și companii private. Toți sunt agenți economici, trebuie să respecte aceleași reguli. Iar la companiile de stat mai apare problema asta de unde ai bani. Da, acționarul, deci. Iar dacă aici sunt reguli speciale pe zona de ajutor de stat. Nu poate acționarul stat, nu poate să vină și să dea oricâți bani. Adică și el trebuie să arate, acționarul stat trebuie să arate că se comportă ca și cum ar fi un privat. Da. Deci îi spune că trebuie să dovedească, să comportă pe cum un acționar privat prudent. Deci astea sunt regulile de ajutor de stat care tocmai asta au rolul, să împiedice statul să se comporte incorrect, neloial, să distorsioneze concurența în piață. Acestea sunt regulile de ajutor de stat, ok. Al doilea posibil răspund la întrebarea noastră legat de intervenția legislativă a statului, de regulile pe care le face de statul ca autoritate publică de data asta, nu statul acum. Primul exemplu era statul acționar. Am vorbit de statul ca autoritate publică. Deci putem să intervenim până la nivel de lege. Adică noi avem legea concurenței, acționăm în baza legii concurenței. Putem să întrebăm un minister sau o primărie, da, să-i spunem, domne, contestăm și de toate să decidem că o hotărâre de Consiliul Local sau un ordin de ministru sau o hotărâre de guvern ar încălca legea concurenței. Avem autoritatea asta, nu aplicăm amenzi autorităților publice, dar putem să constatăm, nu știu, București, nu s-a făcut licitație pentru contract de salubritate. Și am obligat în instanță să facă licitație primările pentru contract de salubritate. Dar ne-a luat de 10 ani ca în alta curte să spună că trebuie sectoarele 2, 3 și 6. Da, trebuie să facă licitație, da? 10 ani până când instanța ne-a dat dreptate. Am spus, da, Ministerul Justiției n-a aplicat bine legislația privind arhiva mobiliară. Și am câștigat la un acord pentru că Ministerul Justiției, da, viața are Ionii Grieu. Da, am ajuns la contraexemplu. Am spus, Ministerul Transporturilor a greșit că nu a scos la licitație contactele de transport între persoane. Contactele de transport interjudețean, de persoane interjudețean, da. Deci, curs de care depășesc de anumite județul. Ministerul Transportului a fost foarte elegant, nu ne-a contestat în instanță această decizie. Dar acum suntem foarte aproape în Parlament, nu s-a votat încă, dar e mai de la vot final, o lege care extinde aceste contracte. Da? Deci, ele nu se pot. Deci, puterea noastră merge până ajunge cât timp avem acte care sunt de rang inferior unei legi. Câteva de un ordin de ministru, o hotărâre de guvern, refer decizia Consiliului Local și așa mai departe, putem să intervenim. Dacă ajungem să existe o lege a Parlamentului României, nu mai pot. Dacă legea concurenței nu e superioară legii X, votată de Parlament. Da? Deci, putem, da, până la un punct putem să intervenim. Putem trage concluzia că prin legislație, de multe ori, statul își asigură un avantaj prin firmele și agenții de stat în față de mediul de afaceri? Eu știu că de sistemul sistemul are logica, nu are sens. Da? Noi am fost creat prin lege de stat în față, da? Prin lege, ca să ne devenim la mitol. Dar nu putem să trecem peste decizii care se iau prin lege. Dacă legile alea nu sunt bune, deci noi putem spune hotărârea de guvern nu e bună, putem spune ordinul de ministru nu e bun, da? Dar nu putem spune legea nu e bună. Dacă legea nu e bună, asta, acolo e rolul noastră, cum ați intervenit și nu-i mai votați pe ăștia. Da? Deci dacă o lege nu e bună, mecanismul democratic e vot oamenilor, îi înlocuiește de cei care nu dau legi bune. Deci noi, un organ neales, da? Să venim să spunem legea e proastă, dar nu de asta, da? Deci,
Cred că sistemul ăsta are, e greu, e sistemul democratic, o fi imperfect, dar are logica lui. Da? Adică nu ne cerem nealeși, da? Nu putem să trecem peste, peste voința Parlamentului, celor care sunt aleși, democratic aleși. Chiar dacă ca cetățeni, da, și-o pot să fie că unul leleși nu pune. Și eu cât pot să spun și eu ăștia, vină, cât sunt alegeri, da. Altceva nu-i normal să pot eu să fac, eu sau colegii mei să putem să facem. Pe aceeași, o singură întrebare aș mai avea pe aceeași linie pe care a întrebat și colegul. Un exemplu concret. Ați spus că ați mers și pe zona de termoficare. Avem alături de Neamț, Gheorgheni. Primăria ține termoficarea acolo, a omorât toate firmele care puneau centrale termice, care toată termoficarea este centralizată, nu se dă nicio autorizație să-și pună omul centrală termică acasă. Tot ce însemna firme de instalații și de centrale au dat faliment în Gheorgheni. Știu situația, domnule, știu situația pe cu firma Estar din Ungaria care a băgat și primăria aproape în faliment. Dar în fine, ca idee concurențială, au omorât tot ce însemna privat pe această zonă. Bun, legea permite autorităților publice să declare anumite zone ca având un singur sistem, anumit sistem de încălzire. Da. De ce asta? Pentru că sistemele de încălzire centralizată au nevoie de o anumită masă. Da? Trebuie să ai un anumit număr de consumatori ca să asiguri viabilitatea economică. Da? Și atunci, da, legea permite primărilor să desemneze anumite zone ca un singur sistem de încălzire, să nu permită deplanșări. Plătesc dublu față de oricine din România la căldură acești oameni din cauza faptului că o autoritate a omorât mediul privat. Și, bun, sunt experți care spun că e mai bine să avem sistem de încălzire centralizat decât sistemul ăsta individuale. Unde ne-am lovit nouă, ce mi-aduc eu aminte, eu nu știu să fie instalat noi o cineva să fi depus o sesizare pe subiectul ăsta. Ne-am avut discuția la Oradea. Într-un cartier a venit cu o investiție mare, fonduri europene și a obligat, da, populația, am mers pe logica asta, domnule, ca să fie rentabil sistemul ăsta, trebuie să am un anumit număr de consumatori și atunci nu permit să apară alte, nu permit de blanșări, nu permit doar o să-și facă centrale de apartament. Noi ce am spus Oradea, am zis, ok, înțelegem logica asta, că am nevoie de un grupul ăsta de noi volum de activitate, de noi consumatori, dar pune restricția asta numai pe o perioadă limitată. Că dacă sistemul tău merge bine, de la bine omul nu pleacă. Deci dacă va merge bine sistemul tău, oamenii vor să rămână acolo, na, dar poate nu merge atât de bine pe cât crezi că o să meargă, că atunci trebuie să le lași libertatea să-și aleagă un alt sistem. Deci asta a fost punctul nostru de vedere către Oradea. Da? Da, acceptăm și noi că există o logică economică și că trebuie să dăm o șansă unui sistem centralizat pentru o perioadă să funcționeze. Ca lege individuală, eu locuiesc în București, da, și în București eu am centrală de apartament. Și nu mai știu grăbi să renunț la ea până nu dovedește primăria Bucureștiului că au creat un sistem care funcționează și nu mă lasă în frig iarna. Până atunci, prefer să păstrez ceea ce am. Mai ales că, fiind bucureștean, am trăit și vremurile în care aveam încălzire centralizată și ne încălzeam cu aragarul și stăteam în halatul de proton ale respectivelor noastre în casă. Deci am avut. Am trăit vremurile alea, deci nu m-aș grăbi să renunț la centrala mea de apartament. Da. Dar asta e alegerea mea personală. Și sper să nu forțeze vreodată primăria statul să-mi desfințez centrala, să mă îmbranșez la chestia aia în București, care va merge, va nu merge. Da. Iarăși, am locuitor în București, cetățean, important de București. Da. Consiliul Concurenței aplică legea, are poziția pe care am exprimat-o față de Oradea.
Bine.